Și am ajuns în luna august. Hai să vedem ce mesaje ne rezervă cărțile de tarot pentru duminică 1 august, zi în care soarele se întâlnește cu planeta Mercur. Hai să vedem ce mesaje putem să scoatem și noi de la cărțile de tarot. Wow, foarte frumos. Uite, aici avem magicianul, care completează foarte frumos energia zilei de ieri. Dacă ieri ai reușit să faci ceea ce ți-am propus, să te uiți la lucrurile din viața ta, la oamenii din viața ta, la relațiile din viața ta și să te conectezi cu energia de mulțumire, de gratitudine și de recunoștință, astăzi o să-ți fie mult mai ușor să atragi în viața ta, folosind legea atracției, mai multe astfel de lucruri. Ți-am spus că promisiunea reginei de monede de ieri era că atunci când demonstrezi recunoștință, universul îți aduce mai multe astfel de experiențe, lucruri și oameni în viața ta. Și aici magicianul vine și confirmă acest lucru. Ai o putere extraordinară de a manifesta lucruri în viața ta. De aceea trebuie să acorzi mare atenție gândurilor tale, vorbelor tale, acțiunilor tale, pentru că toate aceste lucruri, în mod direct sau indirect, aduc în viața ta experiențele pe care le gândești, le simți și le vorbești. Partea cea mai frumoasă este că această arcană majoră în tarot reprezintă planeta Mercur și unde se află astăzi Mercur a intrat în biroul Regelui Suprem, în biroul Soarelui și este acolo la consiliu cu Soarele, cu elementul care ne dă viață. Profitați de această energie ca să cereți exact ceea ce vă doriți. Dar mare atenție aici la ceea ce îți dorești, fiindcă o să se împlinească. Și dacă atunci când ți se împlinește dorința, îți dai seama că nu era neapărat cel mai sănătos lucru pentru tine, nu era cel mai bun, cel mai benefic lucru pentru tine, asta e. E prea târziu ca să te mai întorci din drum. Așa că aici e important să te gândești foarte atent la lucrurile pe care ți le dorești, de ce îți dorești acele lucruri și să te asiguri că atunci când transmiți nevoile tale, dorințele tale în univers, acestea sunt atent selecționate și că nu o să manifesti în viața ta și lucruri pe care ți le dorești și lucruri pe care ai vrea să le eviți. Dacă ți-a plăcut interpretarea mea și vrei să vezi detalii de tarot pe Zodii și o grămadă de alte surprize, te invit pe canalul meu de YouTube. Pa, pa!